tragedie pe o șosea din Maramureș. Trei persoane, între care o fetiță de șase ani au murit, iar alte trei persoane au fost rănite după ce o mașină a fost izbită de un tir. Accidentul s-a produs noaptea în jurul orei 1 și 30 de minute. Pasagerii din autoturism se întorceau de la mare și mai aveau doar 40 de kilometri până acasă. La intrarea într-o curbă în localitatea Mesteacă, șoferul tirului a pierdut controlul volanului, iar vehiculul a ajuns pe contrasens unde a intrat în plin în automobil. Impactul a fost atât de puternic încât cele șase persoane aflate în mașină au rămas încarcerate. Pompierii militari au scos pe oameni dintre fiarele contorsionate, însă pentru trei dintre ei nu au mai putut face nimic. Un bărbat, fetița sa de șase ani și o rudă au murit pe loc, iar soția și o altă fată în vârstă de 14 ani sunt în stare critică. Un alt bărbat aflat în mașină a suferit fracturi. Șoferul tirului s-a ales cu leziuni ușoare și a refuzat internarea în spital. Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor care au dus la producerea accidentului. Ei verifică dacă șoferul tirului a respectat timpul de parcurs și cel de odihnă.